domnul Cepoi a spus astăzi dimineață că el n-a văzut spitalul și că nu va elibera astăzi autorizația de funcționare. Dumneavoastră ce v-a spus? Acum 20 de minute am vorbit cu dumnealui și mi-a spus că așteaptă un carton special în care se dă autorizația, extinderea autorizației de funcționare pentru spitalul de boli infecțioase, Sfânta Paraschivă, și pentru autorizarea spitalului. Așteaptă să se elibereze un carton, deoarece e un carton special și era, nu avea cu numele dumnealui, sunt imprimate speciale. Așteaptă să-i vină cartonul, a zis putem să așteptăm aici, cred că sunt ore. Moment de ore. Astăzi se va elibera autorizația, m-a garantat că se va elibera autorizația. Tot dosarul este... L-ați invitat aici, că a spus că el n-a văzut decât în poze. L-am invitat, a vrut să vină cu autorizația însăși în mână, a zis să aștept aici, că va aduce autorizația, aștept. Deci a garantat că astăzi va fi elibrată autorizația și dosarul este complet, vizionant dosarul. Dânsul a venit de alaltă ieri în această funcție nouă, a vizionat dosarul, comisia a fost întrevederi și comisia de la Direcția de Sănătate Publică a fost aici în spital și nu a găsit nimic în neregulă. Mulțumesc. Eu am vorbit înainte de a începe conferința cu dumnealui și a zis că așteaptă din 10 în 10 minute, 5 minute să-i vină cartoane speciale cu numele dumnealui, că era cu numele celorlalți director. Ăsta e singurul motiv. Așteptăm. Vă rog.